și a ajuns la locul hotărât de Dumnezeu, clădește lemnele, îl așează pe Isaac în genunchi pe grămadă de lemne și releagă la ochi. Se pare că a legat și mâinile la spate. A luat cuțitul, l-a ridicat în aer și când se pregătea să-l repeadă în trupul copilului, deodată aude vocea lui Dumnezeu: oprește-te, Abrahame, jertfește berbecul pe care îl vezi alături, care stă cu coarnele încurcate în aleasă. Și Abraham a făcut așa. Și Dumnezeu l-a lăudat pe Abraham și este citat în Sfânta Scriptură, în numeroase locuri, drept exemplu de credință totală și neclintită. De ce? V-am spus, avea un singur copil. Iar Dumnezeu îi făgăduise că prin acest copil, neamul lui, al lui Abraham, se va înmulți ca iarba câmpului. În clipa în care a poruncit, a primit porunca să-și ucide copilul, Avram avea toate motivele să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu, cât e de mare, își ține cuvântul. Și în clipa în care s-ar fi îndoit, credința lui s-ar fi prăbușit. Dar el a continuat să creadă și și-a zis: Dumnezeu, dacă îmi poruncește așa, știe ce face. Poate prin minune îmi va da un alt copil, deși să știa că este singur și că nu va avea alții. De aceea rămâne Avram exemplul de credință totală și neclintită, pentru că nu s-a îndoit nicio clipă de puterea și de cuvântul lui Dumnezeu. Venim în Noul Testament. Ucenicii sunt singuri fără Iisus pe mare, în puterea nopții. Iisus rămăsese pe țărm, așa se era după săturarea celor 5.000 de bărbați în pustie. Și deodată se riscă furtună, iar ucenicii îl văd pe Iisus umblând pe valuri. Ei cred că văd o nălucă, se înspăimântă, Iisus îi liniștește: nu vă temeți, eu sunt. Iar Petru, care era ceva mai în vârstă decât ceilalți și mai îndrăzneți, îi spune: Doamne, dacă ești Tu, repet, dacă ești Tu, poruncește să viu și eu la Tine, mergând pe valuri. Cu alte cuvinte, îl ispitește pe Iisus, îi pune la încercare autenticitatea, identitatea, prezența și puterea. Și Iisus îi răspunde: vino. Iar Petru coboară din corabie și începe să meargă pe valuri, îndreptându-se spre Iisus. La un moment dat însă, se uită Petru împrejur la picioare și vede marea întărătată și valurile sumegând împrejur. Și deodată începe să se scufunde. Și scufundându-se, ridică mâinile și spune: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus îi împinde mâna și îl dojenește blând: puțin credinciosule, de ce te-ai îmbăit? Și-a urcat în corabie și Iisus a rămas cu ei. Petru era un om credincios, era foarte instabil, adevărat, un caracter mai vulcanic, inegal cu sine însuși. Dar când Iisus i-a întrebat: cine credeți voi că sunt eu? Petru este cel care, în numele celorlalți apostoli, a spus cuvintele: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Era o totală mărturisire de credință. Ei bine, și de data aceasta a fost îndrăzneț, dar a început cu un dacă ești Tu. Putea să nu o facă, de ce? Pentru că în ipoteza că acela nu ar fi fost Iisus, și ar fi fost doar o vedenie, o arătare, o nălucă, o statie, el ar fi avut toate șansele să se nece. Dar totuși, ce puțin pe jumătate, a crezut că Iisus este el.
s-a dat jos de corabie, a început să meargă, dar știți care a fost păcatul lui? Și-a luat ochii de la țintă. El trebuia să țină ochii pe Iisus, să nu se uite jos la cele pământești, la cele contingente, la cele trecătoare, la cele care pot să ne sperie. Aceasta este învățătura pentru noi, iubiții mei. Noi suntem asemenea lui Petru. Nu avem credință ca lui Abraham, puternică, nestrămutată, absurdă. Absurdă pentru că nu se supune rațiunii, logicii. Dacă Abraham s-ar fi supus legilor logice, ar fi spus, lasă-mă în pace, Doamne, cu jertfa aceasta. E copilul meu și eu îmi iubesc copilul, n-am de gând să-l jertfesc. Dar nu s-a supus după legile logice, ci după legea necondiționată a lui Dumnezeu. De aceea, un mare scriitor bisericesc din primele secole a rostit aceste cuvinte în limba latină, credo quia absurdum, cred tocmai pentru că este absurd. Dar câtă măreție în această absurditate. Absurditatea este aceea că atunci când îl vezi pe Iisus, prin credință, să nu-ți iei ochii de la El, să-i păstrezi țintă, pentru ca să nu slăbești în credință și să nu înceapă să te soarbă valurile vieții care se zbat împrejurți. Sfântul Apostol Pavel are o definiție a credinței foarte frumoasă, greu de reținut și greu de înțeles, este foarte adevărat, pentru că Pavel, care era un intelectual de mare rasă, un om foarte cultivat, foarte citit, foarte învățat și foarte talentat, știa să vorbească adânc și frumos. El spune, credința e ființarea celor nădăjduite și adeverirea celor nevăzute. Prin credință, ceea ce sper să fie, devine realitate. Iar ceea ce nu vezi, devine tot atât de real ca și când ai vedea. Este cazul lui Dumnezeu, este nevăzut Dumnezeu Tatăl. Și totuși crezi în El cu putere, pentru că El există, și pentru că credința ta îți poruncește să crezi în El. N-am fost contemporan cu Iisus Hristos, dar credem că El a existat, că a lucrat și că ne-a mântuit, îl cunoaștem din cărți. Dar pentru aceasta trebuie să credem mai întâi că aceste cărți există, că li s-au transmis corect de-a lungul secolelor până la noi și că ele au fost scrise de evangeliști și de autorii sacri sub inspirația Duhului Sfânt. Că adică ele rostesc adevărul. Fără această credință în Sfânta Scriptură, noi n-am fi credincioși și n-am fi creștini. Iată, deci credința începe de la lucruri elementare. Credința, repet, are o anumită cantitate și când această cantitate lipsește, Dumnezeu este Cel care o pune. Există în Evanghelia după Marcu un cuvânt al Mântuitorului Hristos. Lucrurile pe care le cereți rugându-vă, deci toate lucrurile pe care voi le cereți rugându-vă, să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Mi se pare că e foarte greu. Îi cer lui Dumnezeu să-mi dea sănătate. Eu sunt bolnav. Dar când mă rog, să cred că sănătatea mi-a venit, deși am febră. Dar dacă am atâta credință în mine, încât să cred că Dumnezeu m-a ascultat, atunci am toate șansele să mă fac sănătos prin puterea lui Dumnezeu. Există în liturghie o rugăciune de taina preotului, în care îi se mulțumește lui Dumnezeu că ne-a dăruit, printre multe alte bunătăți, ne-a dăruit și împărăția ta ce va să vină. Împărăția care va să vină, dar pe care de pe acum Dumnezeu ne-a dăruit-o, care se află între noi. Credința omului este susținută și de credința semenilor săi, de aceea rugăciunea în comun
și credința în comun devine mai puternică și mai lucrătoare. Credința nu se poate vedea și nu se poate măsura, dar se poate constata după efectele ei, pe care le vedem și pe care nu le vedem, dar care există tot prin actul de credință. Iubiții mei, noi ne rugăm pentru cei morți și ne rugăm pentru sufletele lor cu credința că îi putem ajuta acolo unde se găsesc ei. Nu știm nici unde suntem, sunt ei, nu avem nicio certitudine, că sunt în iad, că sunt în rai, că sunt într-o situație mai grea sau mai bună. Important este că ne rugăm pentru ei cu credința că rugăciunile noastre ajung la Dumnezeu, se răsfrângă asupra lor și te ajutăm. Dar continuăm să ne rugăm, iar rugăciunea noastră este frecventă, facem pomeni, parastase, mergem la cimitire, aprindem lumânări. Este greșit să credem că îi ajutăm doar aprinzând lumânări, făcând colaci și făcând cu regularitate parastasele și pomenirea. Nu! Dacă aceste acte formale necesare nu sunt însoțite de rugăciune întemeiată pe credință puternică, nu îi ajutăm. Cu aceasta ajutăm cu rugăciunea lucrătoare care să ajungă la ei. Dar noi o facem cu această credință mai întâi, că sufletele lor există, că au nevoie de sprijinul nostru, că noi suntem în măsură să îl dăm și că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile pe care le facem pentru ei. Este exemplul cel mai emoționant în care poate să lucreze credința noastră. Și mai este un lucru foarte important. Credința să fie curată, să fie dreaptă. Credința e un termen foarte general. Așa cum spunea cineva, lumină face și bomba atomică, dar mă lipsesc de așa lumină. Așa încât credința o au și păgânii, au și oamenii de știință, știința lor. Credința are foarte multe obiective. Noi, în calitate de creștini ortodoxi, avem credința noastră cea dreaptă despre care v-am mai vorbit. Așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul Hristos, de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți, fără nicio știrbire și fără niciun adaos. Respectăm credințele sau necredințele altora, dar ne păstrăm credința noastră, pentru că prin ea ne mântuim și prin ea avem șanse să fim asistați de Dumnezeu într-o necredință noastră. Și într-o această credință, mai multă sau mai puțină decât o avem, putem rosti împreună cu pe fericitul Părinte, crede, Doamne, ajută-ne credinței mele. Amin.